moldovenesc se apreciază în raport cu euro, dolarul, leul românesc și hrivna ucraineană. În același timp, rubla rusească rămâne neschimbată. Astfel, moneda unică europeană va costa 19 lei și 9 bani, cu 7 bani mai puțin. Iar dolarul american este cotat la 17 lei și 81 de bani, în scădere cu 6 bani. Leul românesc scade cu 2 bani și va costa 3 lei și 83 de bani. În același timp, hrivna ucraineană se devalorează cu 1 ban și va costa 44 de bani, iar rubla rusească își menține cotația de 19 bani.